pentru că e bun, pentru că el e cel adevărat, indiferent ce ar spune lumea. În aplauzele dumneavoastră, Roby Roberto! Tot trăit, să rămână. Roby Roberto, FCPP, părdi acolo și ea sunt. Banea Robert, să scrie Manea, dar să citește Manea. Am vrut să intru direct în juriu, dar mi s-a spus că Delia e măritată. Glumă că, na. Bă, dă seama acum că ne intrați voi adevărați. Ia uite cum sunteți toți acelui și... Noroc, Bendec, noi ne știm. Nu prea mai da pe spate. La tine întrebarea e ca la Shakespeare, pe spate sau pe la spate? Glumă că, na, că mai trebuie și din astea la emisiune. E o real decât cu doamna Delia. Aveam treabă... N-am mai văzut niciodată când treci așa, în viu. Și aș avea și două întrebări. Prima întrebare ar fi, dacă pot să vă pun o întrebare. Și a doua, ia să care o zic acum. Înainte să se inventeze notele, exista vreo melodie? Chiar că am pierdut vocea. Și am pierdut grav vocea, adică... Las că urmezi tu. Eu zic ceva, stai să vezi. Stai să vezi, mă. Așa, să revin, de ce nu găsesc de muncă? În primul rând pentru că nu-mi place și în al doilea rând pentru că n-am bacul. A mai fost un anunț la o întreprindere de portar. Am ajuns acolo și am văzut că nu dă nimic căia. I-am întrebat, zic, nu vă supărați. Mănușile și mingea o dă întreprinderea sau ne luăm tot noi? E bine, pot să joc și atacant, că am destule goluri. La care îmi spune șeful meu că cine crede că e el mai prost, el sau eu? Și eu i-am spus, eu nu cred că am găsit undeva să oameni proști. Au? Au? A râs? Nu e râs? Băi, da, îi place, îi place glumile lui. Asta e portat. Ultima șansă e aici și el, e omor. M-a întrebat fata de la casting dacă am prieteni care au mai fost pe aici și dacă am vreo recomandare. Cred că s-a supărat. Recomandarea mea era să se mai tundă puțin. Că își pune că am greu cizmele în picioare cu zmucurile alea. Dar nu e vina mea să se ia de bine, că el m-a inventat. Mă, că e și imaginația lui de actor. În sfârșit, prima propoziție. Mâncaia și imaginația. Domnule Vișinescu, interacționați cu concurentul la final? Că de-aia și luat apartament cu etaj, ca să ai justificare pentru problemele de la mansardă. Asta e ca și cum într-o emisiune care e invitată Walt Disney, ar apărea Mickey Mouse și ar vorbi. Cam așa e. Pe mic. Așa. O tiră? Da. Hai, Otelo. Ok. Ți-a cam plăcut videoul. Noi ne bucurăm. Ia să vedem dacă da like. Nu uita că poți să te abonezi și la canal, dar și la notificări. Cine râde primul, râde mai bine. Hai, play la următorul. Aici, mă. Aici. Aici. Aici? Aici. Aici.